ce nu-i convine, de ce dă din cap? Că suntem participanți la trafic. Parcă se prinde de ceva. Ia uite, bă. Bă, bă, mi-ar fi plăcut să ne putem urca puțin în el. Am ajuns, bă, fraților, la Bobiță, la bar. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlan și astăzi mi-am propus să fac o mică escapadă așa din București, pentru că de curând am atins pragul de 150.000 de abonați, fapt care nu poate decât să mă bucure și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați fost alături de mine până acum în cele 20 de luni aproximativ de vlog, în care am pornit practic de la zero și iată-ne acum la o comunitate cu 150.000 de urmăritori. În ideea asta știți că mi-am făcut un obicei, am fost la 5.000 de abonați în Fierbinți Târg la barul lui Bobiță și am băut acolo în cinstea celor 5.000 care s-au abonat la canalul meu. Am fost din nou când am făcut 100.000 de abonați și am prezentat butonul de la YouTube. Dacă n-ați văzut videoclipurile, le găsiți în istoric. Ideea e că și astăzi la 150.000 am să mă întorc în Fierbinți de asemenea, dar nu mă duc singur de data asta. Mă duc cu Ionuț, un băiat care lucrează cu mine la Bolt, am vrut să zic Uber Eats. Cinstim o bere acolo în cinstea voastră, de fapt, cei care ați ales să fiți aici alături de mine. Vreau să fac și alte chestii în acest vlog, să-l fac mai interactiv, pentru că mi-am luat magnetul cu mine și am să fac puțin magnet fishing. Știu o fântână de aia bătrânească pe marginea drumului. Cei care ați văzut clipurile mele precedente în care am fost în Fierbinți Târg la barul lui Bobiță, pe marginea drumului acolo m-am oprit câteva minute și am scos apă de am băut dintr-o fântână de asta bătrânească. De data asta vreau să arunc și cu magnetul acolo, poate găsesc niște monede vechi, niște monede dacice, glumesc, bineînțeles, dar nu se știe niciodată. Vreau să fac un obiectiv din treaba asta, la fiecare prag de asta pe care îl ating, să merg să beau o bere în Fierbinți Târg la barul lui Bobiță, asta dacă se va menține și el deschis acolo. În fine, fraților, gata că prea multă vorbă strică, ați înțeles ideea ce vreau să fac astăzi, îl aștept pe Ionuț și îi dăm pedală către Fierbinți Târg. Ia uite-l și pe al meu că acum vine, s-a trezit într-un final. Bă, ce faci, bă, te-ai scăpat, a dormit, lasă vrăjeala. Poate te-ai trezit la 8:30, da? Ai adormit între timp. Da, bă, hai, bagă sigarea, mai stăm puțin, să-ți bei și tu cafeaua și pe urmă îi dăm pedală, frate. Nu sunt vreo 45-50 de kilometri. Așa, 45-47, da, aproximativ 50, să zicem. Gata, băi, prieteni, am pornit la drum. Nu știu de ce avem impresia că sunt vreo 50 de kilometri, 47 a zis el, 50 și am zis eu, dar sunt doar 42 de kilometri până la barul lui Bobiță. Am plecat de la Baba Novac din București, din intersecția de acolo, așa că GPS-ul îmi arată în jur de 5-6 de minute cu mașina, dar probabil vă face în jur de 2 ore până acolo. Băi, prieteni, încă n-am ieșit din București, este ora 10 fix. Haideți să facem un calcul așa ca să știm în cât timp ajungem la barul lui Bobiță. 40 de kilometri din acest moment, au fost vreo 43-44 de la Baba Novac de acolo, nu mai rețin exact câți au fost, dar haideți să-i dăm pedală, oricum nu suntem pe modul power activat, adică nu vom pedala înneștire, e o tură de relaxare așa și nu ne vom grăbi. De câte ori vom avea nevoia să oprim, o vom face. Eu nu fumez, dar el mai bagă câte o țigară, așa că dacă vrem să oprim, o vom face fără ezitare. Dar ca idee așa, să știți că am plecat la ora 10 și avem de pedala 40 de kilometri. 35 de kilometri mai avem. Mi-aduc aminte că ultima dată când am fost în Fierbinți la barul lui Bobby, la această trecere cale ferată trecea trenul. De data asta se pare că nu. Lumea e vigilentă pentru că văd că se mișcă încet, deși sunt barierele aici. Traficul e îngreunat, sper să nu fie așa tot drumul, pentru că de-aia am plecat astăzi de acasă. Pe lângă faptul că vreau să mă cinstesc o bere acolo pentru voi, pentru 150.000 de abonați, aveam nevoie și de o escapadă așa, să mai ies puțin din traficul și nebunia de București. Încă n-am scăpat, vedeți ce coloană e în partea stângă și nu rămâne decât să-i dăm pedală. Uite, pentru priveliștea asta am plecat eu de acasă. Dacă ar fi fost și traficul mai lejer, ar fi fost excelent, dar asta e. Trebuie să acceptăm și pe ei șoferii care ne fac zilele mai grele uneori, nouă bicicliștilor. Dar așa cum suntem, noi buni, ei răi, ei buni, noi răi, uite pe ăla cum a trecut pe lângă mine. Trebuie să ne acceptăm și să supraviețuim oarecum în trafic împreună, noi bicicliști și șoferii. Aici trebuie să ținem dreapta foarte atent pentru că drumul e îngustat și vin mașini din spate. Sunt tiruri de asemenea și atenția trebuie să fie mărită. Dar nu sunt mașini, uite că zic că vin mașini din spate, dar nu sunt. Acum vine o dubiță și trebuie să mă dau în dreapta să nu cadă în șanța aici cumva. Trebuie să fii foarte atent oricum pe drumurile astea așa mai înguste. Îmi place să cred și mă mint singur că undeva aici în dreapta va fi o bandă mică și pentru noi bicicliștii.
Încă n-am ieșit din București. Uite munca aici, bă, tată. Dai meseria de livrator pe asta. O dai sau nu o dai repede? Nu. De ce, mă? Că câștigă. Cred că iau și ei bani frumoși aici, cel puțin 3000 de lei pe lună, cel puțin. Sunt convins că în construcții se câștigă mult. Adevărul e că da, ei au o meserie, oamenii ăștia, adică se pricep la ceva. Și noi ne pricepem, să mergem cu bicicleta. Da. Că nu oricine merge cu bicicleta și mă refer la meseria asta de curier pe bicicletă. Am tovarăși care poate ar vrea să livreze mâncare cu bicicleta, dar nu se riscă în traficul din București. Cum spuneam, fiecare om e făcut pe o meserie, fiecare face ce-i place, nu e de judecat nimeni. Chiar dacă avem instinctul ăsta al nostru, al oamenilor, să mai judecăm pe cei din jur, nu e bine să o facem. Și eu greșesc uneori și poate mai judec când nu e cazul, dar încerc să zic stop pe cât posibil. Varlame, nu mai judeca pe nimeni, pentru că niciodată nu se știe cum poți să ajungi în locul celuilalt. Și atunci ai să te desconsideri tu mai mult pe tine când te gândești că la un moment dat l-ai judecat pe ăla că face ceva și poate chiar tu ajungi la un moment dat să faci ceea ce a făcut el. Mie mi s-a întâmplat treaba asta și sunt convins că și vouă, multora dintre voi. Stratul pe care l-au turnat aici, pe stradă, e de vreo 3 degete aproximativ. Nu știu cât ține ăsta, e mai mult desenat așa, dar de obicei ăsta e lucrul bine făcut la noi în România. Mai mult de 3 degete n-are stratul pe partea cealaltă, abia turnat. Sper rușinea mea, sincer vă zic că nu știu exact în ce localitate suntem. Ștefănești, ai zis? Da. De jos, Ștefănești de jos. Pentru că nu știam sigur, mă uitam, bă, spre tâmpenia mea, credeam că suntem tot în București. Dar noi deja am ieșit de ceva timp din București. Mai avem de pedalat încă 27 de kilometri până la barul lui Bobiță, să bem o bere acolo. Bagă țigare! Hai să-i dăm pedală, să mărim puțin viteza și revin la 20 de kilometri sau 15 kilometri cât mai avem. Da, bă, uite că nu suntem singuri, nu suntem singuri bicicliști nebuni. Salut! E bine, e bine. Parcă mă simt mai bine când văd că mai dau și de alți bicicliști care preferă mersul pe bicicletă. Nu sunt foarte mulți. Printre tovarășii mei, printre prietenii mei, nu sunt foarte mulți care merg pe bicicletă, dar eu vă zic sincer că sunt pasionat de mersul pe bicicletă și v-am zis, cred că într-un live, la anul am să plec într-un tur. Turul României pe graniță, vreau să-l fac bine, aproape de graniță, cele mai mari orașe. 30 de zile aproximativ îmi va lua să fac turul ăla, dar am să-l fac până la urmă. Voi dormi și la cort, mă voi caza și în pensiuni, de astea rămâne de văzut. Sănătate să fie și să scăpăm de pandemia asta. Cum să nu-ți placă, mă întreb și eu, cum să nu-ți placă să mergi pe bicicletă cu așa priveliște, mai ales momente ca astea când nu trec mașini pe lângă tine. De aceea avem nevoie de o ieșire din București, uneori, eu cel puțin am. Să mă mai descarc puțin așa de nebunia de acolo. Nu știu cât mai avem până la fântâna aia, trebuie să fie undeva pe partea dreaptă. Poate am norocul să găsesc și eu ceva, vreo punguță cu ceva valori. Glumesc, bineînțeles, dar nu se știe niciodată. În Anglia, în America, sunt mulți care au găsit fel și fel de obiecte aruncate în fântâni părăsite. Asta nu e fântână părăsită, dar haide să vedem ce se află în ea, dacă găsim ceva metale acolo. Bă, dar ce caută, mă, căprioare aici, că nu e zoră de pădure, de astea? Nu, nu e, mă, nu e, uite pădure, acolo, eu. Păi da, mă, dar până la pădure mai e. Păi, frate, vine după mâncare. Sunt și căprioare de astea de câmpie? Eu... Căprioare sunt, da. Voi nu le vedeți, dar sunt patru acolo. Îmi pare rău că nu le puteți vedea. Dar ce nu le convine, mă? Ce nu-i convine? De ce dă din cap? Că suntem participanți la trafic. Era un șofer înaintea noastră, a fost mamă tare supărat că a trebuit să încetinească puțin ca să ne poată depăși. Păi sunt participant la trafic, frate, chiar dacă sunt cu bicicleta. Și vedeți că încerc pe cât posibil să merg cât mai în marginea drumului, să nu-i deranjez deloc, dar mai sunt câte unii. Ce e bine că până acum măcar nu mi-au luat claxon și n-am dat un nebun în față care să depășească, deși noi venim pe sensul de mers. Pentru că de data trecută mi s-a întâmplat să dau de nebuni care intrau în depășire și erau la 50 de metri înaintea mea. Pedalăm deja de o oră și am făcut 20 de kilometri, dar ne-am și oprit. M-am oprit eu să mănânc pentru că mi-era foame. Eu nu s-a oprit să boage o țigară și o cafea, dar v-am zis de la început că nu ne grăbim. E o ieșire așa de relaxare, că mai avem 20 de kilometri în acest moment și nu ne rămâne decât să-i dăm pedală. Nu știu pe unde e fântâna aia, tot mă uit după ea, dar îmi va ieși ea în cale până la urmă. Stați liniștiți.
Bine, acum pot să vă spun cu certitudine că suntem în comuna Dascălu. Aici suntem, nu? Suntem în comuna Dascălu și vă salut pe toți cei care mă urmăriți din comuna Dascălu. Nu știu dacă sunt printre voi, dar dacă sunt, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Vă salut pe toți dacă mă urmăriți. Priveliște frumoasă, comit o ilegalitate acum că am luat mâinile de pe ghidon, dar trebuie să vă arăt și vouă priveliștea de care mă bucur eu. Nu prea mult, pentru că vine mașina din spate și n-am vrea să dau de vreo belea. Am făcut-o pentru voi să vedeți ce verde e iarba de acasă. Cum era melodia? Iarba verde de acasă. Să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Fraților, să vezi și să nu crezi ce văd eu în fața mea. Suntem în Dascălu, încă nu mă lasă, nu, ce treabă avem noi. Glovă, tati, glovă în Dascălu. Ia uite, a băgat capul în pământ, probabil de rușine. Bă, să știți că unii sunt rușinați, frate, când sunt cu geanta în spate de la Glovo. Mie nu mi-e rușine să livrez cu geanta de la Glovo. Mulți sunt care lasă gențile în mașină, tocmai ca să nu-i vadă lumea ca o geantă de la Glovo în spate. Mie nu mi-e rușine, băiatul ăsta a băgat așa puțin capul în pământ, ca la cal așa, cu căcaturile la lateral, nu știu cum se numesc acum. Dar asta eu am vrut să-l salut, nu s-a uitat la noi, să fie sănătos, probabil mergea să livreze mâncare în București de aici, din Dascălu, habar n-am, e problema lui. Hai bă Ionuț, bă, știți care e faza, am dat de un drum privat aici, am făcut puțin dreapta, ideea e că normal n-avem voie pe drumul ăsta, dar am văzut un avion de ăsta, F-18, F-16, habar n-am, nu știu cât e, dacă greșesc, că din nou contraziceți-mă, poate voi știți mai bine ce model de avion e ăsta și ce caut aici, în deal. Chiar mă întreb ce caut avionul ăsta aici și cum a ajuns în poziția cuiva, bă, nu ies de aici. Altfel mă gândesc că n-ar avea ce căuta un avion de război aici pe câmp. Hai mă să dăm o tur de țigane cu avionul. Mergem. Până la Bobiță. Bă, dacă ne vor înjura unii acum că n-avem ce căuta aici, asta e, băgăm coda între picioare și plecăm de aici. Dar eu tot vreau să mă uit puțin la avionul ăsta. Ce model e oare? Ia uite. Pe aici scotea jetul. Acum mulți ani. Cred că e scos dintr-un muzeu de undeva, altfel nu pot să-mi dau seama. Bine, are pana, are ce mai are. Aici intrau roțile, se retrăgeau roțile. Bă, mie mi-ar fi plăcut să ne putem urca puțin în el, dar nu cred că ai cum să te urci. Îți trebuie scară, nu? De fapt, da, mă, e atașabil la astea, frate, de război. Îți trebuie scară ca să poți urca acolo. Facem 2-3 livrări la Bolt cu avionul. Dar ce era asta, oare, mă? Uite, chestia asta. Ala? Aici, pare da. Pare că s-ar putea să fie de ala pentru paratrăznet, ceva de genul. Pe acolo mitraliere, da, cu foc, da, de. Avea de la, cum îi zice. Mai era ceva atașat. Lansatoarele atașate, cred că erau aici, da. Nu știu, cred că mai sunt avioane de genul în folosință la noi în armata română. Oricum sunt de astea vechi și de mult. Ca ne permitem noi ca nație. Hai să-i dăm bătaie. Mai avem vreo 18 km, cred. Până la barul lui Bobby, care sper să fie deschis. Să băgăm și noi o beric acolo. Nu pe toată, că nu vrem să ne amețim. Deși am avea posibilitatea să ne întoarcem cu Maxi Taxi de acolo. Știu că nu sunt adept. Păi nici eu nu sunt adept, că faci mai mult cu Maxi Taxi decât faci cu bicicleta, pentru că te ocolește ăsta și oprește în toate localitățile astea mici. Și nu e bine. Haideți să-i dăm pedală, prieteni, încă 18 km până la barul lui Bobby din Fierbinți Târg, barul lui Bobiță. Bă, gunoaiele, cum aruncă românașii noștri, uite, cutie de televizor, gunoaie, de toate națiile. Am crezut că au curățat și ăștia zona. Până acum, sincer, n-au fost chiar atât de multe gunoaie cum am văzut prima dată când am fost pe aici, dar se pare că gunoaiele sunt la locul lor și de data asta oamenii simțiți aruncă gunoiul direct în natură. Mai avem 2 km și intăm în Grădiștea, cred, dacă nu greșesc. Și total mai avem până la barul lui Bobiță în jur de 10-11 km. Bă, eu sunt cu mâinile în aer. Nici n-am ținut cont de treaba asta, dar mă simt mai relaxat așa la spate, plus că nu avem nici mașini din spate. E tovarășul Ionuț acolo pe poziție și mă anunță în cazul în care vine vreo mașină să pun labele pe ghidon. Ia uite cum e drumul aici, bă, ești nebun. Am dat și de drum forestier. Haideți să-i dăm pedala, că avem mașini în spate, trebuie să facem loc. Oameni, stai așa că am mai dat de o fântână, bă. Am mai găsit o fântână, trage pe dreapta domnul Ionuț, că am mai găsit o fântână aici. Sunt niște fântâni noi, descoperite acum. Ia să vedem cum arată asta. Mamă, ce gunoi aici, frate. Aici e posibil să găsesc un rahat pe băț. Asta cu siguranță nu e potabilă. Cine a făcut-o? Da. Nu, mă, cred că a murit cineva lângă aici. S-au făcut eu o fântână în memoria celui care a murit aici, probabil. Ia de capă și dă-i direct drumul. Chiar sunt curios, ce rahat o fi pe aici, mă? Ai prins ceva? Ah, nu s-a dus până la fund. Sunt multe sticle aruncate acolo.
Așa de adâncă e? Ai simțit ceva? Parcă se prinde de ceva. Ia uite, bă. Bă. Ce mata s-a dus? Da? Serios? Uite acum, auzi. Cred că sunt acolo, dacă ne-ai găsit citura. Bă, a prins ceva, dar nu... Cred că e fundul, fundul e din fier, bă. N-are cum, mă, ce-ai? Păi pe unde mai izvorăște? Să vezi acum. Da, mă, a tras ceva. Dar n-are puterea magnetul să țină. Dar nu, e magnetul prea slab și nu reușesc să o țin, uite. Simte, se simte ceva. Adică a agățat ceva. Bă, măcar o monedă și aș fi bucuros. O monedă de cel puțin 20-30 de ani vechime să prinde. Și aș fi ok. Nimic, bă, așa-i? Nici măcar o monedă, nici o vrăjeală, nimic. Ha? Nu e nimic. Nimic, nimic. Mai mult ne murdărim. Nimic, nimic. N-are rost să mai dăm că n-am găsit moneda dacică nici în fântâna asta. Sau vreo comoră, punguța cu 2 bani. V-am înjur acum și vreau să vă arăt de ce. Bă, trebuia să iau mănușile, bă, și aveam mănuși acasă și am uitat să le iau speciale pentru magnet fishing vrăjeală. Dar uite ce e cu drumul ăsta aici, bă, frate, în construcții. Fraților, trepidații, m-am mâncat pe mine să mă bag pe marginea drumului și uite cum se aude, zici că sunt un robot, nu mă mai aud, stai mai puțin să trec și eu spun să mă mulțumesc. Bă, vorbesc ca un robot, știi cum fac. Tremur din toate încheieturile, ia urcă-te-mă puțin să vezi cum e pe asta. Mamă, frate, de nu mă drunghină din toate puterile. Băi, tu mă auzi? Cum mă auzi acum? Se aude bine? Se aude cu trepidații că m-am băgat aici pe marginea asta, dar decât să mă bag în mol acolo, mai bine înforjez furca și mai dau puțin așa, în ritmul ăsta. Zici că sunt un robot, așa vorbesc. Hai, șefuțu, hai, șefuțu, haide. Hai, șefuțu, hai, șefuțu, haide. Mamă, dar ce e cu drumul ăsta, mă? Urcă țigane pe drumul ăsta. Trebuie să fiu foarte atent. Mamă, cum îmi fac, frate, brațele. Și aici trebuie să mă dau jos. Hai că nu mai merg nici eu, bă, frate, pe piatra aia acolo, că mă zgâlție din toate încheieturile. Hai să-i dăm pedale, că nu mai avem mult. 5-6 km. Băi, prieteni, legenda spune că am ajuns și cred că e loc de pelerinaj și astăzi aici, pentru că, uite tu, Ionuț, mai e lume, frate, venite la bar. Ce zici? E închis? E deschis? Dă-i cu banul. Ce zici? Închis. Avem noroc să bem o bere? Tu zici că e închis? Eu zic că n-ar fi atât de idiot să-l închidă, că totul nu mai scos de o bere de ceva. Poți să bei o bere afară liniștit și nu cred că e o problemă. E închis, bă, cred că. Uite, vine lumea să-și facă poze aici. Am ajuns, bă, fraților, la Bobiță, la bar. Cred că e deschis totul și putem face rost de o berică. Băi, am făcut în jur de o oră și jumătate până aici. E un loc în care cred că ar trebui să purtăm mască ca să fie regulamentar. Avem și suport unde să-ți pui bicicleta frumos. Rastel corespunzător, nu de la care te obligă să-ți legi bicicleta de roată. Poți să-mi pun bicicleta cum se cuvine. E închis, mă? Păi și mie mi-era sete, bă, tate, ce faci? chiar aș fi băut o bere aici la bar, la Bobi. Da, da. Ok, vă aștept aici. Da, vă aștept aici, la bar. Mulțumesc. Da, bă, hai că a zis că vine, bă, cineva. Deci se pare că avem noroc să bem o bere aici la Fierbinți, frumos, că de-aia am venit, bă, fraților, să bem o bere rece aici, frumos. Ia vezi, bă, lumea asta nu e a mea, cealaltă nici așa, lumea asta e cum cealaltă, cum vezi, crezi. Ai înțeles? Celentano. Mare Celentano. Îți trageți masca pe față, bă, că nici nu ai voie normal să stai acolo. Bine, poți să comanzi din bar și să ieși cu ea să o bei aici. Ăsta e barul lui Bobi, fraților, ați mai fost aici, ați văzut? Bă, mai bine, băgăm un vin fiert? Mai bine. Vin fiert, da, ține mai bine, două căni, două pahare, cum serviți. Da. Ce? Da, atât de bun este, să știți. Naturelul de la țară e cel mai bun. Da. E frumos la țară, e liniște. E prea fierbinte, așa? A, acum e și mai bine. De când cu seara, veneau seara aici, făceau rele, de când au... Da, mai veneau, mult veneau să filmeze, să elea noaptea asta. Mama, de când au băgat treaba aia, ne-am liniștit, să știi. Și ne scuzați de deranj. O să mergem afară cu ele. Păi oricum trebuie afară. A, de fapt, dacă n-avem voie, da? Am uitat de condiții. Mulțumim. Să trăiești 1000 de ani. Bă, să știți că ăsta m-a băgat pe mine la Bolt Food, că nu știam care e procedura în perioada aia atunci la început și ăsta m-a ajutat de m-a băgat la Bolt și uite că m-a corupt, mi-a rămas la Bolt. Să-i mulțumim și lui Dino. Băi, prietenașii, asta e în cinstea voastră a celor 150.000 care v-ați abonat la canal. Un pahar de vin fier, nu știu dacă ar trebui să-l beau pe tot și să mă întorc după aia în București cu vinul ăsta la Bolt. Mai stăm pe aici vreo oră, mergem și mâncăm ceva pe aici, pe undeva prin zonă și să ne mai liniștim.
Am venit până aici cu gândul să beau o bere și până la urmă am dat-o pe vin. Dar să știi că mi-a trecut... timpul ăsta e mult mai bun vin. Bă, mi-a trecut așa prin minte la un moment dat, bă, dar de ce să nu noi vin fiert? Vara, da, vin încălzit. Vara merge. Să vii să beau o bere rece, dar până la urmă tot mai bine am dat-o cu un vin aici, frumos. Asta a fost. Ideea e că... Le-am aruncat, nu le-am... Nu, uite, bă, coș de gunoi acolo, țigane. A, este și acolo înăuntru, da. Ideea e că ne-a prins bine, a fost bun, a fost gustos, cam foarte dulce, bun. Dar foarte bun. Mergem și până la Waima, la bar? Dacă nu e departe, da. O să bag GPS-ul să vedem cât de departe e și dacă nu e prea departe, mergem și acolo. Dacă tot am venit până aici, iar mai pe urmă am să fac încheierea acestui videoclip. Vă stai așa că noi am venit la Waima, la bar, dar uite, asta e casa lui Celentanu. Lui Celentanu și au pus și mare scris acolo. E pelerina și la casa asta aici. Adică dacă vrei să vii să vizitezi, să bei ceva, trebuie să le lași oricum ceva. Ci că Celentano nu îi scrie numele pe gard. Gardul îi scrie numele lui. E barbă sau e magazin? Ce e ăsta normal? E magazinul lui Waima, frate, dar e închis. Cum mi-a zis femeia, e închis, hai că trezim toată strada. Ăsta e magazinul lui Waima. E închis, nu știu dacă se mai fac filmări în perioada asta aici. A mai apărut oare prin serial? Magazinul lui Waima n-a mai apărut. Am văzut și magazinul lui Waima. Asta e casa lui Celentano, puțin mai în spate. Celentano nu e acasă. Nu l-am găsit pe Celentano acasă. Pe noi nu așteaptă o călătorie de încă 40 de kilometri până în București. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine din nou. Mă repet când spun treaba asta, dar trebuie să o fac. Asta îmi spune inima să spun și nu știu, ne vedem și cu alte clipuri pe viitor. Sper că v-a plăcut acest clip. Noi mergem în București, 40 de kilometri. Pe data viitoare, fraților, pa, pa!